Hei, salut, bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Astăzi vreau să vă propun o temă, sper eu, interesantă pentru voi, și anume ce facem atunci când cunoaștem o persoană, și aici este valabil și pentru bărbați și pentru femei, care, mă rog, vine cu interes către noi, cu deschidere, cu bucurie, cu, nu știu, explorare și așa mai departe. Și după o perioadă, mai mult sau mai puțin scurtă, hai să nu vorbim despre luni de zile, să vorbim, hai să zicem, o lună, da? Spune că, de fapt, s-a gândit și nu este pregătită să intre într-o relație. Partea proastă intervine în momentul în care nici nu spune ce vrea exact și nici nu părăsește incinta, ca să zic așa. Adică, în continuare, dă semne de disponibilitate, este deschisă persoana respectivă să discute, să vorbească la telefon, să se vadă și așa mai departe, doar că datele problemei s-au schimbat. Și atunci, ce faci în contextul ăsta? Păi, în primul și în primul rând, pentru a evita orice fel de confuzie, pentru că, vedeți, orice astfel de veste care intervine în prima lună, să-i spunem, atunci când motoarele încep să se tureze destul de puternic și începi să te gândești și începi să scrii o poveste, ai deja pana în mână și începi să scrii primele rânduri și brusc se rupe foaia, rămâi puțin pe gânduri, rămâi puțin în aer, sigur, românește spus, începi să dai vina pe tine, să te gândești, boi, fi, o fi ceva de la mine, o fi ceva despre mine, o fi greșit eu cu ceva, nu i-o fi plăcut cum am făcut sex, știu și eu, însă ar fi să iei puțin pauză, să respiri foarte atent și să zici, ok, ce fac eu cu treaba asta? Continui să-i dau acces acestei persoane, rămânând așa ca o ceață de-asta iernatică la mare. Știți că e ceața aia, nu vezi nimic. Vezi un pic că e mare în primul metru, după aia e perdea, numai e un perete așa, e și scary un pic. Te temi de ce e acolo. Nu prea-ți vine să te avânți cumva. Sau pur și simplu îi spun, băi, stai un pic, hai să stăm de vorbă să vedem ce avem noi aici. Și cred că cea mai bună variantă ar fi să stați de vorbă și să vedeți ce aveți voi acolo. Pentru că din moment ce ați debutat, v-ați mirosit vorba aceea, ați făcut schimb de tandrețuri și de lichide, ca să zic așa, v-ați înțeles în regulă, nu contest chestia asta. Însă unul pune frână și închide ușa, poate că n-ar fi rău ca celălalt să zică, hei, stai așa, să activeze și el sau și ea niște limite. Și atunci să spună, bă, uite care e situația. Eu am înțeles că tu nu vrei să și nu ești pregătit să intri într-o relație. Pot să înțeleg chestia asta, este absolut în regulă. Se poate întâmpla. Din N motive. Nu le discutăm în acest video. Însă, pe de altă parte, eu îmi doresc. Și atunci am intrat într-un impas. Pentru că noi am început, ne-am plăcut, ne-am mirosit, ne-am luat în brațe, ne-am strâns. Așa, am făcut sex. După care tu ai zis, eu nu vreau o relație, că nu pot să ofer asta. Ce-ar fi să zic și eu nu vreau sex? Că nu pot să-ți ofer asta. Pentru că eu nu vreau să fac sex, doar sex. Am întâlnit destul de des chestia asta. Deci nu e o eroare. Și atunci de-aia ar fi bine să luați această pauză și să discutați, să vedeți exact ce își dorește fiecare. Pentru că este posibil ca cel care a spus că nu vrea să fie într-o relație să întrețină atmosfera de relație fără să vrea să intre în ea, cu scopul de a primi sex, întreținând în mod fals niște așteptări. Da? Iar chestia asta poate să producă dezamăgire, frustrare, furie, poate uneori vină, o grămadă de lucruri nasoale. N-ar fi bine să permiteți lucrurile astea și să le tolerați. De-aia ar fi bine să spuneți, ok, tu nu vrei relație, am înțeles asta, dar de pe ce plan comunicăm noi mai departe? Pentru că atunci el va zice, ok, de amici. Păi de ce aș rămâne eu amic
sau amică cu o persoană pe care de-abia am cunoscut-o, nici n-am mirosit-o bine și mi-a închis ușa în nas? Care ar fi motivele? Sau poate să spună, ok, uite, eu propun să stăm și să fim doar parteneri de sex. Bun, având cărțile pe masă, eu pot să spun nu. Vedeți ce importantă e claritatea într-o situație de genul ăsta? Nu săriți la fentă și nu vă alimentați aceste așteptări doar pentru gândul și ideea că persoana respectivă încă dă dovadă de disponibilitate. Dacă o persoană vă spune că nu vrea să intre într-o relație sau nu e pregătită să intre într-o relație, cel mai bine ar fi să o credeți pe cuvânt. Și pornind de la ideea asta, să luați o decizie în consecință, acea decizie fiind cea care vi se potrivește vouă. Sunt oameni care ar putea spune, ok, n-am nicio problemă să fim parteneri de sex pentru că mi-a plăcut și ok, și oricum nici eu poate nu-mi doresc o relație, sau să spui, nu, mulțumesc, eu îmi doresc o relație, așa că mă eliberez din povestea asta, astfel încât să pot să rămân deschisă oportunităților care apar. Da? Sau pur și simplu, bă, îmi pare rău, eu n-am chestii cu amiciții și cu dude de genul ăsta, că n-am nevoie, nu asta căutam, îmi pare rău, mulțumim, la revedere. Ne mai uităm, cum se zice. Da, nu ezitați să puneți puțină claritate într-o situație confuză, pentru că altfel veți alimenta tot felul de așteptări care n-au nicio legătură cu realitatea. Pa!